Bună ziua, astăzi vreau să vorbesc despre un indicator care economiștii pe drept îl consideră cel mai important și vital pentru economia națională, așa numit gradul de monetizare a economiei. Sau, cum se numește, sângele economiei, banii care sunt în economie și el se măsoară după ponderea masei monetare totale, fie banii care sunt în buzunar la cetățeni, fie banii care sunt pe conturi în bancă, sau în valută, sau în lei moldovenești, în cazul nostru, toți banii care sunt în țară, raportat la produs intern brut. În dependență de mărimea acestei mase monetare și acestui indicator, noi putem vorbi despre în ce măsură economia noastră se dezvoltă sau nu se dezvoltă. Trebuie să spun că acest indicator în Republica Moldova întotdeauna a fost la un nivel foarte scăzut, din simplu motiv că noi doar creăm un sistem financiar, noi în afară de sistemul bancar, din nefericire alte sisteme alternative. Nu am creat asociații de economie și împrumuturi sau sistemul de bancar, la noi este extrem de subdezvoltat, minimul de 3-4 ori mai slab decât în Uniunea Europeană sau din țările din zonă. Sistemul de asigurări este foarte micut, sistemele private de pensii care ar permite acumularea de fonduri nu funcționează, de aceea unica la cine bazăm noi sunt băncile și banii care sunt la cetățenii acasă. Dacă se luăm după acest indicator, gradul de monetizare total, banii care sunt în circulație, raportat la produsul intern brut, minimul care e standard care ca o țară să poată să se dezvolte, să poată supraviețui, este 60% din produsul intern brut, ceea ce înseamnă în Moldova cel puțin vreo 70 miliarde. Noi acest indicator l-am atins o singură dată în 2013. Acest indicator în Moldova a avut și nivelul de 20-25% din PIB, practic, care nu permitea nici o dezvoltare a țării. El treptat a crescut până în 2009, apoi criza din 2009 a forțat Banca Națională să întreprindă niște acțiuni destul de dure în domeniul financiar. Acest indicator sau banii în economie, sângele economiei a fost scos. Apoi, în 2013, nivelul a ajuns cel mai maxim, cotă posibil, 60%, și după 2014, după criza care am avut-o noi, legată deja de sistemul bancar, reducerea bruscă a remitenților, remitențele, vreau aici să accentuez, s-a redus în 2 ani de zile exact 1 miliard de dolari comparativ cu perioada precedentă, reducerea investițiilor străine sau scoaterea banilor chiar, nu reducerea, scoaterea investițiilor străine din țară, deprecierea valutei naționale, a dus la ceea că noi masa monetară a fost constrânsă enorm. Aici trebuie să spun că un factor care a mers pe contrasens este că creditele neperformante, nu numai la aceste trei bănci, dar și la alte bănci comerciale, au ajuns niște cote alarmante. În prezent, noi oficial raportăm 10% credite neperformante. În realitate, cifrele sunt cu mult mai proaste, iar în unele domenii, chiar și oficial, avem credite neperformante. 40%, 30% din banii care sunt luați, băncii nu sunt siguri că vor primi înapoi. Toate ce s-au pus la cea Banca Națională a năsprit foarte dur politica monetară și la noi, la o economie și așa desecată de bani, unde era și la un nivel minim accesibil, la noi s-a redus masa monetară, dacă comparăm la produs intern brut, cu 13 miliarde de lei, comparativ ceea ce am avut în 2014. Din ce cauză s-a întâmplat acest lucru? Ce efect a avut asupra economiei și asupra vieților noastre? Deci, Banca Națională are un singur instrument pe care îl folosește, în cazul dat, a mărit rezervele obligatorii pentru băncile comerciale la valuta națională. Dacă până în 2014 rezervele obligatorii erau 14% din bani, adică toți banii care strâng băncile trebuie 14% să țină sub formă de rezerve, după 2014 Banca Națională brusc a năsprit politica și a făcut-o doar pentru leu moldovenesc, astfel dacă la valută a rămas 14%, atunci la leu moldovenesc s-a ridicat cu 35%. Lucrul acesta evident a avut un impact negativ asupra structurii economiilor sau asupra structurii care sunt în bani. La noi, în general, niciodată n-a fost o mare încredere în valuta națională. Cetățenii noștri țineau rezervele valutare, rezervele economiei sale întotdeauna în valută străină. Întotdeauna valuta străină domina valuta națională. În 2013, pentru prima dată, valuta națională, economiile în valuta națională au fost mai mari ca în valutele străine. Însă politica dură a băncii naționale de penalizare a tot ce înseamnă leu moldovenesc a dus la ceea că economiile cetățenilor în lei brusc au scăzut, economiile în valută au crescut, practic cetățeanul nu a ajuns că el s-a speriat de deprecierea valutei. Au fost două șocuri. Pe de o parte, cetățenii noștri s-au speriat de deprecierea valutei, s-au speriat de aceea că leu moldovenesc nu mai costă nimic. Oamenii și așa s-au retras banii din bănci și noi spunem, au fugit în valută, deci oamenii s-au speriat de leu moldovenesc și au fugit în valută.
Plus, peste toate acestea, Banca Națională dur a penalizat tot ce înseamnă sectorul bancar, deci toate depunerile lei au fost taxate cu rezerve obligatorii de 35%. Lucrul acesta, de fapt, a fost una din povară. Doua povară este că rata de refinanțare, indicator de bază, care a scumpit banii enorm, dacă până în 2014 era 3,5%, atunci, după criza care am avut în 2004, care a fost provocată, încă o dată, repet, nu de cetățeni, a fost provocată de sistemul economic, toate care poate și-au venit lui, a fost provocată de politicieni, putem spune, care, și instituțiile statului care au permis ca să fie jaful, la noi dobânda de bază a băncii naționale a crescut față de nivelul care a atins de 3,5%, a crescut de peste 5 ori, a crescut la 9,5%. Practic, Banca Națională a spus în felul următor, nimeni nu mai are dreptul să împrumute bani, a devenit foarte scump. Dacă dai credit în lei, dacă strângi lei de la cetățeni, atunci ești pedepsit 35% de la rezervă. De fapt, a fost o politică atât de dură că la noi, și așa economia era într-o stare foarte șoc, la noi consumul s-a redus enorm, agenții economici practic nu pot face față lucrurilor și Banca Națională a năsprit politica. Trebuie să spun că acum, de fapt, situația puțin se ameliorează. Iarăși, pentru prima dată avem o creștere de poli, de fapt, simțim o tendință stabilă de creștere a reponilor în lei. Dacă noi nu vom face, autoritățile statului nu vor face niște greșeli, dacă Banca Națională acum va reduce rata rezervelor obligatorii la creditele lei de la 35%, să reducă cel maxim la 20%, nu spun să le legaleze cu creditele în depozitele în valută, atunci cred că într-un an sau doi ani de zile noi reușim să restabilim încrederea în valuta națională și depozitele în lei să fie pentru prima dată și pentru ultima dată mai mari decât în valută și pe viitor noi să, într-adevăr, să punem în picioare să avem valuta națională. Al doilea lucru extrem de important este că Banca Națională duce politica de reducere rate de refinanțare. Dar cel mai important este că la noi, da, sistemul economic este bolnav. Banca Națională întotdeauna utilizează noțiunea că băncile nu sunt altceva decât răspunsul la ceea ce este economia. Da, la noi, într-adevăr, economia e bolnavă, dar trebuie să fim foarte prudenți. Haideți să ne uităm atent un lucru, care, a doua recomandare care vreau să o fac lângă reducerea rezervei obligatorii de 35%, reducerea ratei de bază. Acum ei trebuie să recunoaștem, a ajuns la nivelul de 9%, a scăzut cu 10 puncte procentuale, dar mai este posibilitatea de reducere. Al treilea lucru care este, trebuie să uităm la structura creditului. Uitați-vă, situația interesantă. Într-o aceeași țară, Republica Moldova, eu am separat creditorii, persoane fizice și persoane juridice. Este o situație extrem de un tablou extrem de clar, aici nu Banca Națională trebuie să lupteze, trebuie să lupteze Procuratura Generală. Și există de nici cauză. Dacă nu uităm foarte atenți, noi cetățenii vedem să împrumută trei feluri. Oamenii se împrumută fie pentru credite de consum, cetățenii Republicii Moldova se împrumută fie pentru credite ipotecare sau se împrumută pentru ca să înceapă o afacere. Și la toate împrumuturile care fac cetățenii, toți alți cetățenii au împrumutat din 35 de miliarde de lei care sunt oferite credite, cetățenii au împrumutat 6,5 miliarde de lei, ceva sub 20%. Și uitați-vă ce se întâmplă. Din toți creditele care le-au luat cetățenii, creditele proaste, undeva la nivelul de 3%. Altfel spus, cetățeanul Republicii Moldova și așa cum să ne explic din ce cauză se întâmplă acest lucru, că ei se activează într-aceeași țară unde este corupție, unde este instabilitate economică, unde avem toate nepasele ca și agenții economici. La agenții economici, în mediu, creditele neperformante, care dubioase, cu 60% dubioase, 100%, este de 10% mediu în domeniul construcțiilor, 30% în domeniul serviciilor, 40%. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Explicația este unul foarte simplu. Din cauza actului de corupție sau înțelegilor care este dintre agenții economici și bănci. Și asta trebuie să o spunem. Atât timp cât nu vom spune acest lucru, noi pedepsim pe cei buni împreună cu cei răi. Din ce se întâmplă așa la cetățenii? Din simplu motiv, cetățenii au credite micuți. Ei trec toate procedurile legale de verificare și vreau să spun că băncile noastre și cadrul de reglementare permite verificarea tuturor procedurilor și uitați-vă ce se întâmplă. Băncile când dau credite la ăștia mărânțăie, fie ca să înceapă o afacere micuță, fie ca să-și cumpere un imobil, fie chiar credit de consum, fiți atent, nu pentru investiții, pentru consum. Rata de credite proaste de 2-3%.
Când dă la un agent economic, ajungi până la 40%, vă spun din ce cauză. Este o cârbășie, o înțelegere și este un act de corupție. Aici nu atât de Banca Națională, cât Procuratura trebuie să ocupe toate băncile, unde performanța, creditele unui performant este mai mare de 10%. Acolo vă pot, n-avem voie să venim pe nedrept, dar vă pune cea mai mare certitudine, noi vorbim despre acte de corupție. De ce la ziua de astăzi, noi, Republica Moldova, într-adevăr, avem un indicator al masei monetare destul de restrâns. Noi, volumul de bani care este în economie este destul de restrâns. Economiile cetățenilor, cetățenii nu au o inclinație foarte de economie. 2 ani de zile, din cauza crizei, din cauza că creditele performante sunt foarte ridicate în sistemul bancar. Banca Națională a avut o politică foarte dură și acum se primește că vinovați sunt unii, iar au plătit pentru aceasta absolut tot, din cauza cetățeanului care e credite și încă o dată vreau să repet, ei iau credite și întorc credite la timp, ei sunt nevoiți a credite la dobândă foarte ridicate, în niște condiții foarte drastice, în condiția când ei își înmărează obligațiile. De aceea, cred că pentru următorii 2-3 ani de zile, politica generală în țară trebuie să fie nu creditarea economiei prin intermediul agenților economici, dar creditarea economiei prin consum, prin stimularea consumului și agenții economici să nu meargă la bancă să iei credit, dar agentul economic să meargă la consumator să ia bani pentru serviciul oferit. Deci, iarăși este foarte interesant, dacă ne uităm atent, credite în construcție au fost oferite în două domenii, la întreprinderi de construcție și la cetățenii care vreau să cumpere un imobil. Cum se face cetățeanul care ia credit pentru imobil? Doar 3% nu pot întoarce creditul, iar agentul economic care ia credit tot pentru imobil, 30% nu pot întoarce. Vorbim de aceeași piață, vorbim de aceeași ramură, vorbim de același lucru. Vorbim despre aceea că responsabilitatea cetățeanului în cazul dat este de 10 ori mai mare decât a agentului economic. De aceea noi trebuie să dezvoltăm economia prin intermediul persoanelor fizice. Creditele oferite cetățenilor în cazul dat, ponderea lor trebuie să crească cel puțin de la 18% de acum, cel puțin la 25-30% chiar și mai mult. Prin relaxarea politicii monetare, Banca Națională trebuie să aibă o politică chiar separată atunci când tu creditezi persoane fizice, fie cu mult mai simplu, deoarece viața demonstrează că procedurile aplicate la agențe, la populație, sunt cu mult mai riguroase și corespund legalității decât procedurile aplicate la agenții economici. Băncile, în relație cu agenții economici, în opinia mea, de multe ori încalcă legislația, de ce Banca Națională trebuie să înțeleagă că relația cu persoane fizice este mai plăcută. Totodată, ce vreau să spun, că în felul acesta la noi, dacă vom reduce rezerve obligatorii, noi trebuie să stimulăm oferirea de credite în valută națională, deoarece să reducem riscul voluntar, cât și creșterea economiilor în valută națională și încă un lucru extrem de important care vreau să-l menționez aici. Republica Moldova, în următorii 2-3 ani de zile, într-adevăr, în domeniul financiar, are posibilitatea să-și revitalizeze. Prin acțiuni care trebuie să fie întreprinse în tot ce ține sistemul bancar, tot ce ține regulile sistemului bancar, noi trebuie să avem o politică diferențiată, independență de tipul creditor care sunt la instituții financiare. Un lucru extrem de important este că trebuie să dezvoltăm servicii alternative. Aici trebuie să stimulăm ca sectorul bancar să nu lucreze cu clienții, vorbesc de clienții mici, vorbesc de întreprinderi specializate, vorbesc de leasing-ul, fie ca imobiliar, leasing-ul pentru bunuri, să fie oferite de bănci, nu direct agenților, nu mici, dar prin companii specializate, lucruri care ar putea reduce de riscurile care sunt asupra sistemului bancar. Dar noi în ziua de astăzi avem o situație foarte dificilă legată de aceea că toate dificultățile prin care trece Republica Moldova, toată criza care este, a fost provocată în Republica Moldova, Banca Națională a rezolvat-o utilizând un singur instrument care este unic pentru toți. În concluzie vreau să spun, Republica Moldova în prezent are un deficit de capitalizare de cel puțin 13 miliarde de lei comparativ cu anul 2013. Deci noi, prin politica care a dus-o Banca Națională, a scos din circuit economic raportat la cel puțin 13 miliarde de lei. Lucrul acesta s-a făcut în mare parte din contul valutei naționale. Gradul de încredere în valuta națională doar acum se începe a stabili, iar politica băncii naționale a rezervelor obligatorii nu stimulează această restabilire a gradului de încredere și creditarea cetățenilor este cea mai sigură mecanism de
relansare, creștere economică și aceasta se întâmplă din simplu motiv că doar asupra cetățenilor sunt respectate toate regulile legale, iar asupra agenților economici, din nefericire, avem scheme care trebuie să depășească cadrul Băncii Naționale.